Mulți dintre noi avem lucruri vechi la care ținem foarte mult și care ne plac. Acestea își găsesc mereu loc în casă. Există și dintre cele pe care alegem să le aruncăm, pentru că sunt uzate ori au devenit inutile. Totuși, aceste obiecte vechi au un farmec aparte și merită din plin o a doua viață. Cu puțină imaginație și pricepere, ele pot fi reparate sau remontate. Capcana lexicală de astăzi se leagă de aceste verbe. Pe care îl utilizați dumneavoastră în vorbire? A repara. A repara. A remonta? A repara. Am nevoie să repar telefonul. A repara. Mi-am reparat mai nou geaca de piele. Varianta a remonta nu ați auzit-o? Nu, nu am auzit-o. A repara este corect. A repara. Desigur că a repara. A repara. Remonta este un rusism. Am reparat camera în care voi dormi. Eu repar foarte des anumite unelte casnice. A repara. Am început să repar ușa de la bucătărie. A repara. Aceeași mașină are necesită a fi reparată. În dicționarul explicativ al limbii române găsim verbul a repara și semnificația acestuia. A face propriu pentru folosire, a reface, a readuce în stare bună, a repune în stare de funcționare. Cuvântul provine din latinescul reparare. Veți fi surprinși, dar în dicționar apare și formularea a remonta cu următoarea definiție. A monta din nou o fabrică, o instalație, a readuce în poziție inițială, a ridica din nou. Prin urmare, când vorbim despre lucruri readuse în stare bună, vom spune că au fost reparate, iar dacă ne referim la o montare sau readucere în stare inițială, vom utiliza termenul a remonta. Iată și câteva exemple de propoziții în care verbele discutate sunt întrebuințate corect. Elementele sculptate mobile vor fi remontate la finalul intervențiilor de restaurare. După ce a fost curățată, placa comemorativă a fost remontată pe fațada edificiului. Mi-am dus bicicleta veche la un atelier specializat pentru a o repara și a o face funcțională din nou. Talonul de garanție nu este valabil în cazul în care încercați să reparați singuri computerul sau telefonul. Aici încheiem episodul de astăzi al Dexului de pe stradă. Ne revedem mâine pentru o altă aventură lexicală.